Toată lumea cu coaia în față, da? Da? Și acum facem un îndoim așa colțul. Colțul din dreapta sus. Țineți voi cica așa. Colțul din dreapta sus, îl aveți jos aici. Așa, da? Dreapta sus, da? Da? Uitați, fac și eu pe tatăl ca să vedeți, da? Uitați-vă la mine. Bravo. De aici. Așa, mai făcut noi pătratul ăsta. Așa, 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 așa. Pliem bine, bine. S-a păsat foarte bine ca să iasă brăzutul, da? La fără așa? Are tot-o țeasă, da? Are tot-o mea? Vedeți, puteți să puneți mai puțin. E mai frumos în pădăvă. Așa. Da? Bravo. Acum, părțișca de aici, o doim, da? Dar același nivel. Am și să ne aici, da? Să fie perfect, da? Da? Bravo. Așa, 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 și bine. Vă mulțumim, foarte frumos. Mulțumim, vă mulțumim că ați fost prompt și ați venit la Antena. Mulțumim, succes. Ce ai învățat tu să faci astăzi cu colegii tăi mai mari de la liceu? Am învățat să fac un brăduț pentru Crăciun. Am învățat să fac un brăduț pentru Moș Crăciun și pentru Crăciun. Vei mai încerca să faci și acasă singură? Ai reușit să înveți? Da, am reușit și fac și lui sora mea. Cu o hârtie mai mare, probabil. Da. Îl vei și împodobi? Da, cu diferite confeti. Astăzi l-am făcut și l-am făcut pentru copii de la grădiniță. Un cadou mic de Moș Crăciun și Moș Nicolae. Ți-a plăcut să lucrezi la brăduț? Da, mi-a plăcut foarte mult. A fost frumos. Știi să faci alte figuri geometrice sau alte figurine? Mai facem. Ne învață doamna să le facem.
Noi când eram la vârsta voastră nu știam să facem decât solnițe, mai făceam din batistuță câte o broscuță. Voi sunteți, pot să spun că sunteți niște copii fericiți. Știi cum se cheamă tehnica de astăzi pe care ați, la care ați lucrat voi alături de colegii voștri de la liceu? Da, se numește origami. Sunteți pregătiți bine? Îl faci cadou cuiva sau îl pui undeva acasă? Unui copil care are nevoie de jucării. Unui copil care are nevoie de jucării. Și e mai pregătit și altceva? Îi voi mai pregăti. În afară de asta îi voi mai aduce. E un gest foarte frumos. Ai frați, surori? Nu, n-am deloc. Și vei mai încerca să lucrezi și acasă, să faci altă figurină? Voi încerca, dacă voi reuși. Ce ai tu pe bancă, în afară de brăduț? Am un îngeraș făcut acum o oră în urmă. Și cu brăduțul cum te-ai descurcat? A fost greu să-l faci? Nu. Ce îi face cu el acum? Îl voi duce copiilor de la grădiniță și aș mai vrea să mai confecționez unul acasă. De la care grădiniță? Aici, lângă noi, la grădinița 1. Vă pregătiți și pentru serbare? Le prezentăm două scenete copiilor de la grădiniță și noi nu mai facem serbare la sfârșit de an. Ți-ai făcut bradul? Bradul adevărat, bradul natural. Da. L-ai făcut? Da. Sau e prea devreme? L-am făcut, îi mai pun. Cine îl face? Cine ți-l împodobește? Toată familia. Regulă? Toată familia. Și acum aștepți cadourile, nu? Da.